Bun găsit, dragii mei! Mesajele pentru luna februarie, mesaje magice care sper să vă aducă un impuls, o conștientizare, să vă aducă un mesaj, să vă aducă un răspuns. Or să fie mesaje pentru fiecare semn zodiacal în parte, voi extrage câte un mesaj. Iar la final, pentru toată lumea, vom avea un card general, cardul lunii februarie, dar și pentru fiecare semn zodiacal în parte. Puteți să vă puneți o întrebare, puteți să vă puneți, eu știu, să primiți un mesaj, să primiți un imbolt, să primiți o confirmare, să primiți un răspuns prin această extragere pe care eu o să o fac acum pentru fiecare semn zodiacal în parte. Nu uitați să apreciați acest clip, dacă veți rezona cu mesajele, să lăsați comentarii, să spuneți dacă se leagă mesajul sau dacă vă transmite ceva mesajul pe care vi l-am extras. Și încep cu berbecul. Berbecul în luna februarie, prietenie. Deci pentru voi, răspuns în luna aceasta, prietenie. Taur, exprimare. Exprimați-vă emoțiile, stările, gândurile, exprimare. Gemeni, cere iertare. În luna februarie, dragă geamănule, cere iertare. Vezi cu ea să cere iertare, dar răspunsul pentru tine în luna aceasta este cere iertare. Rac, protecție. Protejează-te mai mult în luna februarie. Leu, acceptare. Este momentul să accepți ceva sau răspunsul pentru tine este să fii în acceptare. Deci sper să ți se confirme ce ai de făcut. Fecioară, cere un semn. Luna aceasta fiți atenți, atente la semnele divine fecioarelor, pentru că cere semne și ele vor veni către voi. Asta e mesajul. Dacă nu știți ce să faceți, cereți un semn. Cereți un mesaj divin și fiți atenți la ce primiți, ce recepționați. Balanță. Relaxare. Descărcare, relaxare. Balanțele luna februarie au nevoie să se relaxeze. Scorpion. Deschide ușa iubirii. În luna februarie, scorpionii or să deschidă ușa iubirii. Sau orice întrebare v-ați pus, răspunsul vine prin iubire, prin a deschide ușa iubirii. Săgetător, natură. Aveți nevoie să mergeți în natură, poate la schi, poate la mare, în vreo țară exotică. Dar, sau chiar și să vă plimbați printr-un parc, să aveți contact cu natura, să ieșiți un pic în natură. Capricorn. Libertate. În luna februarie, capricornii au parte de libertate sau răspunsul pentru voi este să vă simțiți liberi, să vă exprimați poate liber, oricum libertate. Acesta este cuvântul pentru voi. Aveți poate nevoie de libertate. Vărsător, rămâi. Mesajul pentru tine este să rămâi, să mai stai puțin acolo unde ești. Poate mai ai nevoie să mai afli ceva, poate că mai e ceva de învățat, de experimentat. Oriunde te afli și orice se întâmplă, rămâi. Acesta este cuvântul pentru tine. Iar pești, dar nu ultimii, mesajul pentru voi este siguranță. Orice decizie vrei să iei, oriunde te afli, orice vrei să faci, nu uita că mesajul pentru luna februarie pentru tine este ești în siguranță. Iar pentru toată lumea, un mesaj în plus, oh, ce drăguț, ești iubit. Deci sunteți iubiți cu toții și într-adevăr suntem iubiți. Dumnezeu ne iubește pe toți. Vă trimit multă lumină, liniște, iubire și eu și toată magia din univers. Deci mesajul pentru toate persoanele, indiferent de zodie, ești iubit, iubită. Să vă fie de folos, vă mulțumesc, like, share, subscribe și vă invit să lucrăm împreună. Accesați website-ul meu, andreadincă.ro, aflați mai multe despre sesiunile pe care le ofer. Cu mare drag putem lucra împreună să vă ghidez pe calea sufletului vostru spre liniște și iubire. Să vă fie de folos luna februarie, să fie magică!